Etapa 7 din Liga a 2 continuă cu o altă partidă, FC Buzău, Dinamo București. Bun găsit tuturor, eu sunt Dragoș Borchină și voi fi alături de dumneavoastră în următoarele două ore. Rulul careului, alți doi la margine. Pentru Dinamo, gol! Dinamo! Ha-ha! Denis Jafer, ce spuneam, oamenii care au lovitura de cap au fost aduși în careu la marele fix, a zice, un gol venit în minutul 2 e bine pentru meci, este foarte bine și evident pentru moralul lui Dinamo. E primul gol în campionat pentru Denis Jafer. Foarte bună execuția. Este bine apărării buzoiene care ca și talie e peste atacului lui Dinamo. Andrei Pani pasă pe culoar pentru Ghezali. Atenție la fază, poate fi 2-0. Ghezali întoarce spre interior. E problema lui tehnică, pentru că altfel Ticiobanu, Honciu centrează pe lung. O tentativă de reluare a lui Alex Boiciuc, internațional din Republica Moldova. Șansă de gol! Aoleu, cum scoate Duimovici acolo! Formidabilă, formidabilă ocazia Buzăului, minutul 9, 55, pe 12 octombrie, în mai puțin de o lună. Dacă nu-l mai prind până atunci, îi zic de acum la mulți ani, domn profesor. A sărit de cine a reușit, Blejdea recuperează, s-a făcut pe de care au cu exterior. Ce ocazie! Ce ocazie are Cristi Ciobanu! Minutul 16. Hai de mine! Cristi dă gol din poziția asta. Formidabil! La ce pasă de fotbalist a dat Blejdea pe exterior, vor ia priviți aici. Păi, nu doar în Premier League sau în Italia sau în Spania, în Franța, nu, și în Liga a doua. Terminăm cu prostiile, că doar în Occident se joacă fotbal, se joacă și la noi. Acțiune intenționată, atenție la față, nu este offside, șansă de gol și egalează Buzăul în minutul 24. 1-1. Ariel Lopez. Un uruguaian. Ia să vedem, primul șut a venit de la Vârteș. Nu este offside aici. Linia de apărare a lui Dinamo nu a stat cum trebuie. Excelent scoate mingea Cristi Ciobanu pentru colegul său, Ariel Lopez, și stopperul lui FC Buzău reușește să egaleze un șut. Dă drumul la minge, bună faza contra, atac excelent. Ghezari a plecat din jumătate aproape, minge mutată în partea cealaltă pentru Vali Lazar. Vali Lazar intră în careu și vine șutul! Scoate Relu Stoian, faza nu s-a terminat, Bordușanu! Revedem marea ocazia lui Vali Lazar din minutul 35. Dinamo putea face 2-1 aici. Și a mai avut, ascult Dinamo, viște mingea de acolo. Pasă pe culoare senzațională. Iglesia, șansă de gol pentru Neluz Roșu. Relu Stoian intervine. Toată faza, dar per ansamblu a fost strălucitoare. O pasă superbă, o pasă decisivă. Aici Neluz Roșu. Nerule, dă gol, Nerule. A dat gol la Tunare, după minutul 15. Acum ratează o ocazie monumentală la acel Neicuțescu, jocul continuă, vine centrarea. Ia să vedem, s-a terminat. Aoleu, ce șut, prinde și Blejdea în spatele lui Gabi Rodriguez și Ian Neicuțescu de la Patrick. Întrebarea este dacă nu cumva arbitru putea să dea și un penalti. Vârteș, care pare mijlocaș, nu ataca, nu stopper. Vine cu centrarea, bună! Gaitan! Un mini golazo pentru elevii profului de mate. Întoarce Buzăul rezultatul și conduce cu 2-1 după aproape 80 de minute. Superb, iată și publicul din Crân, bucuros. Senzațional golul, senzațional! Nu degeaba Daniel Vârteș a rămas acolo în atac, deși spuneam, e stopper. Iată-l cum centrează de pe loc între cei doi fundași centrali și de acolo plasează lovitura de cap. Noul intrat Gaitan, un argentinian. Și în acest moment domn profesor a trimis toți elevii la tablă. Acum o ocazie bună pentru Buzău. Este al doilea marcator al echipei și încă o dată șutul superb al lui Trebotici.